Superliga Universitatea din Craiova, FAST, duminică, ora 20:15, Digi Sport 1. Superliga FCSB, Craiova 1948, duminică, ora 22:30, Digi Sport 1. La sfârșitul jocului lui Leicester, Jurgen Klopp a spus că este încântat de evoluțiile ambelor echipe și a spus că Liverpool este gata pentru noul sezon. Reacția lui Jurgen Klopp după ce Liverpool a câștigat Supercupa Angliei. În plus, Jurgen Klopp a subliniat din jocul de la Liverpool, inteligent pășește în spatele apărării opuse. Mi a plăcut jocul minunat. Aproape toate jocurile cu City sunt foarte bune, nu câștigăm tot timpul, dar este foarte frumos să vedem jocurile. Sunt mulțumit de felul în care am început jocul, apoi fiecare jucător a intrat în bancă a făcut diferența. Jucătorii sunt gata și acesta este cel mai important. Am jucat pase inteligente. Darwin Nunez a fost servit în situații periculoase, a profitat de spațiul pe care le a marcat și a marcat, a declarat Jurgen Klopp, citat de BBC. Darwin Nunez, un debut de gol la Liverpool. Liverpool a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu Manchester City, prin Trent Alexander-Arnold, dar echipa Pep Guardiola a reușit să se potrivească prin începătorul Julian Alvarez, care a marcat în minutul 70. Mohamed Salah și a adus echipa înapoi în minutul 83, când a transformat-o pe deapsă, în timp ce scorul final a fost stabilit de Darwin Nunez. Atacantul a cumpărat în schimbul la 75 de milioane de euro în această vară din Benfica în extensii. După victoria din Supercup, pentru Liverpool urmează un amical cu Strasbourg și prima etapă a Premier League, cu Fulham, programat pe 6 august, începând cu ora 14:30, locuiește în Digi Sport 1. Etichete Jurgen Klopp, Liverpool, Manchester City, Anglia Supercup. Uită-te la știri Digi Sport, roșii pe Google News.